O studentă străină a fost arestată în Rusia, autoritățile acuzând-o de nazism, după ce a dansat la Shiv în fața unui memorial dedicat ostașilor sovietici căzuți în cel de-al doilea război mondial. Tânăra în vârstă de 21 de ani, identificată de presa locală drept Rebecca Ziba, de naționalitate zambiană, a fost reținută după ce a postat un videoclip pe Instagram. În materialul video, ea poate fi văzută, dar sunt lângă un memorial dedicat militarilor ruși care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Anchetatorii ruși au descris acțiunile ei drept obscene și insultătoare. Comitetul Regional de Investigație a precizat într-o declarație că videoclipul cu dansul lui Ziba a fost postat pe rețelele de socializare însoțit de o inscripție ofensivă. Studenta riscă până la 3 ani de închisoare și o amendă de până la 3 milioane de ruble dacă va fi găsită vinovată de profanarea unui simbol al gloriei militare ruse. Memorialul gloriei este dedicat militarilor care au murit în timpul marelui război patriotic împotriva Germaniei naziste. Comitetul a publicat și un videoclip cu Rebecca stând în ceea ce părea a fi o cameră de interogatoriu, unde își cere scuze pentru acțiunile sale. Nu am vrut ca videoclipul pe care l-am postat să fie ofensator și lipsit de respect față de morți. Nu știam ce înseamnă memorialul. Îmi cer scuze tuturor, a spus tânăra.